sincer, dacă ar fi să primești un date acum, cu ce băiat ai alege? Acum? Nu, mă refer așa, la nu cât-ți place prea... Poate sau chiar... o interacțiune. Ești da, exact. Da? Pe cine alege? Din băieții care sunt acum? Este foarte greu, sincer, fetele. Că doar să cunosc ca persoană, nimic mai mult. Pur și simplu, sincer, interacțiune. Ca bărbat poate pentru place mine, ca... nu văd pe nimeni. Nu știu, ca... prieten, nu știu, o interacțiune, cum a avut Lorena cu Ionuț, exemplu. Nu știu dacă ai văzut tu. Interacțiune, da. Cred că tot cu Ionuț. Sincer, cu Ionuț, cred că. Înțeleg. Eu știu precis categoric, Alexandru nu, sincer. Și Claudiu, nici pe atât. Da. Dar este ceva, nu știu, cum îl vezi tu pe Claudiu, ce părere ai despre el? Eu nu știu, toți văd în el ceva deosebit, eu nu văd absolut nimic. Pentru mine el este pur și simplu simplu. Nu văd nimic în el. Și nu-mi place asta când nu ceva... e o jignire sau pur și simplu nu... Nu-mi place, sincer. Nu ți se pare că este și... o persoană care să strălucească așa în multitudinea băieților? Da. Și cum fetele spun că le place. Acuș, mi-am pierdut gândul. Scuze. Tot ok. Acuș. Uite, tu crezi în, nu știu, crezi că dacă inițial nu-ți place un băiat, ar putea să-ți placă după? Cred după ce nu l-ai cunoaște? Mm-mm. De Claudiu sunt sigură că nu. Chiar niciodată. Nu e vorba de Claudiu, e vorba la modul general. Știți cum este când vezi top 3 și vezi anti-top 3? Cu cine nu pas? Smash, cum? Smash or pass? Da. Eu știu precis că ar fi pass. Asta chiar nu știu de ce. Chiar așa, nu-mi place și gata. Ți închipă? A mine rar așa ceva se întâmplă. Cum l-am văzut? Nu ți-a transmis o vibrație? Da, chiar adică mă uit. De ce m-ai întrebat de dacă am album cu noi doi? Am crezut că ai album, telefon separat, cu noi doi. Sincer, nu am. Nu vreau să te mi să zic acum că nu am. Am crezut că acolo, mai low. Mai, las nu am, love. Am toate pozele cu noi doi, toate schimbările. Toate pozele cu tine, eu să le rup până. Dar chiar mai ai cadou pe care ți l-am dat atunci. Care? Ziua ta. Ai făcut... Agenda, pixul și să nu zic că n-ai ieșit nimic din agenda aia. Eu agenda am văzut în care îți notez niște chestii. Dar ți-am dat și tricou? Da, mi-ai dat un tricou negru, pe la lama acasă. O să promit că mâine... Că la n-are nici brand. Mâine, că la n-are da, brand. O să-l iau pe mine. Promiți? Da. Vezi cum astea... Vezi și eu promit că ți-aduc bluza sau sped. Vezi cum... Dar tu nu mai dat astea, mă pui. Dar și de ce ți-o aduc? Nu te pui, ca să dai cu parfum. Ah, okay. De la tine. Dar vezi că la mine se uscă greu. Să dorm cu ea. Vezi că la mine se uscă greu. Să dorm cu ea așa. Și să-mi aduci. Dar nu contează că am putat, că am uscător în casă. Și până se usucă. Păi nu contează că am purtat-o și nu o să mai port de acum încolo și să usuce un pic mai greu, ca să adică știi. Dacă ar fi să port, aș putea peste două săptămâni. Ok. Mă gândesc că, Nu durează două săptămâni, dar n-am unde să întind afară rufe. Deci bine, ți-o aduc. Bine. Asta este, să spăl eu, dacă eu ți-am îndărit-o. Păi normal, așa se face dacă tu... Ție tricoul alb. Dar ce, eu ți l-am murdărit? Da. Când ai venit cu Tita, ai pumnul de făină și l-ai aruncat în mine, mi-ai băgat în ochi. Asta-i împit-o, e mașina de spălat? Nu pasă. Dar eu... Ia pune mâna pe mine. Dar nu, că am deja mâna pe tine. A. Și ce simți? Îmi pasă? Că nu-ți pasă. Păi, găsești undeva un să speli la mână? Păi la numai mână, că eu la mână spăl de obicei. Păi de ce, deci la spălătorie? Mă duc și, da. De fapt nu mă prea duc. N-am fost. Cum să speli la mână? Și blușii toate acasă astea? Și le-am dus acasă și... Okay. Știi că sunt trei tipuri de dragoste în viața asta? Dragostea nebunească care ai la adolescență, adolescentină sau cum se zice, știi, de wow, totul e vis. De... Asta ar putea fi și la începutul cărei relații. Aia, aia între 20-30 de ani care mergi numai după fizic și după aia de 30 de ani care te-ai bine pe toată viața cu partenera, e un partener al vieții, știi? Așa, și ce? Păi și ăla partenerul al vieții nu o să-ți placă 100% fizic, o să-ți placă 80% fizic. Vrăjeală, mă, dar... mă, un om care are cașcaval, care stă și bine, care e și frumos, care se întreține, care și-o de mic copil poate lucrează și muncește ca să fie cel mai bun într-un domeniu, sigur că o să ia pe cineva care... E sub el, din punctul ăsta de vedere. N-am zis, adică... că, n-am zis că sub el, am zis de placul tău. Am aceleași pretenții de la mine și aceleași idealuri și la 80 de ani. Uite, eu și cu Laura suntem într-o nișă mai specifică, spre exemplu. O zonă care pune accent pe fizic, nu doar pe caracter. Noi, din moment ce putem dezvolta zona aia, automat vrem și cealaltă persoană să facă același lucru. Unii, da, poate fac un compromis anume. Atunci, dar nu vreau să mă bag aici, că după aia mi-au hate. În ce subiect? Păi și tu vrei o fată aspectual fizic să arate ca tine?
Exact. Am nu înțeles. Ca mine, adică nu vreau o fată bărbătească. Nu, vreau dar zic ca pune... să îngrijească. Exact, care nu se uită doar la față și la adică machiaj. Adică să meargă la sală. Nu obligator să meargă la sală. Adică dar să facă sport. Exact, să aibă o disciplină în alimentație. Să știi când să doarmă, să știi să aibă un respect față de propriul corp. Okay. Înțelegi? Da, poți fi inteligentă. Dar asta nu înseamnă că o să mă atragă total. Măi, uite, am fost cu o fată, crede-mă, dacă nu... Era model, jur. Era model. Și, bă, n-avea ce să zici. Ce aici, să aici te contrazici un pic. Aici te contrazici un pic. Eu, și ce ai văzut la Bianca, aspectual fizic? Bă, dar nu este... Că ai zis că vrei să se îngrijească să fie top model ca tine. Fizic? Băi, cum a zis și el, și uite, foarte tare mă regăsesc în ce zice el. N-am zis că e urâtă. Că... foarte mult mă regăsesc în ce zice Claudiu, pentru mine zâmbetul, frate. Pentru mine, nu știu cum să zic, zâmbetul, dar nici nu știu ce, cum ar trebui să fie până aici, sau cu dinții, așa. Vreau sau așa. O fată să facă 10 flotări. Simetria, forma. Bă, dacă zâmbești frumos, pe mine nu asta. Asta poți relația mea prima oară, din cauza danturii. Bă, dar asta stă o bombă. E luată. Asta stă o bombă, i-a zis. Și tu vrei să o fată care să facă 10 flotări, să fie și pe fizic. Dar ce că el e luată. E mortal, mă. Astăzi zi foarte model. Dar nu tot, tot n-avea șanse la Orinț, nu? Mă simțeam cu ea ca cu un străin, nu mi se părea că am da. Vorbit prea multe, să nu se înțeleagă că era fata într-un anumit fel, că era o femeie mișto. Auzi? Doar că nu ne potriveam noi pe partea asta și degeaba era ceva mai frumos, dacă nu pe partea cealaltă nu era pentru mine, așa mâna și la revedere, știi? Da. Să-mi se întoarcă materialele? Bă, se întoarce. Nu chiar. Îmi asum ce am zis, știu păi ce am zis. Păi da, eu și eu. Strict ceea ce gândesc. Și eu mi-asum ce am zis. Dar aici o să iasă boboială. Dar ce o zis? Vreau să zic că... m-am gândit că am mai vorbit amândoi despre chestia asta. Și nu mai vreau să renunț la tine. Nu vreau să spun cuvinte mari și după aia să arăt da, foarte nu mici. Mai, asta nu vreau mai, că ai mai spus asta că... și la început. Nu mai vreau să renunț la tine. Și că vreau să stau aici în continuare și să lupt așa pentru noi doi. Serios. Și îmi păstrez și calmul și mi-am căpătat și puterile, ca să zic așa. Și încerc să fiu eu și să rezist tentațiilor de aici din casă. Da, uite, zic sincer. Tocmai pentru tine. Zic sincer că, de exemplu, în gara asta, sau cât mai am așa, nu știu... nervi din situațiile care se întâmplă aici în casă cu Robert, cu... mai mult cu Robert se întâmplă situații de el nu înțelege, dar iar spus, face... Să știi că și am, te-am pe înțeles perfect, pentru că și pe mine începe să mă, nu știu, să mă obosească lucrul ăsta și să mă deranjeze, adică nu pot să mă abțin să nu spun un lucru. Uite, a fost gala. Dacă eu simt un lucru să-l spun într-adevăr. Și văd că nu-i drept, nu pot. Într-adevăr, eu făceam asta înainte, până efectiv m-am obosit și mi-am dat seama că nu are rost. Adică eu să stau să mă chinui, să-mi consum din energia mea. Eu mănânc, gen, și intru aici și să-mi consum din energia pe care eu reușesc să o strâng, să încerc să ce? Să scot eu o situație la lumină, care oricum nu e în avantajul meu, care oricum nu-mi pasă, pe bune. Asta spuneam. Iată că la un moment dat ți-am zis, Cristina, încetează, te rog, nu te mai băga. Că tu efectiv te baci, încerci cu argumente plauzibile să rezolvi o situație, se vede clar că nu se înțelege și nu se rezolvă nimic și nu poți să faci nicio chestie și ca ce să stai să-ți consumi energia, că și așa le avem noi pe ale noastre și și așa trebuie să o păstrăm pentru noi, că mai e cât un moment de la și la noi în care avem nevoie. Și și așa, când noi ne certăm toată lumea... Păi de ce să stau eu să stau să-mi bat capul și gura cu o chestie care nu contează, când sunt alții care oricum fac chestia asta? Yeeey! Cum? Bine, mă! Ce-ai tu? Dar nu, voi m-ați spus cum faci. Merge la fete. Mă duc la fete. Mă duc la fete. Stai să repetăm, că mi-am dat seama că sunteți aici. Ce faci, Cristina? Bine. Mulțumim că ne-ai salutat. Ce faci, Radu? Bine, ce faci? Da, o, dar ce... Mâncărică bună. Ce da. Să știi că mergea și un par de lapte la ala. Bă, m-am gândit la un par de lapte, doar că mergea. Nu știu dacă îi place. Și să le pui așa pe fund frumos. Gestul contează. Da, da. Radu, să știi. Ce? Ba. Tu știi. Ceau. Dar tu mi-ai făcut de mult gesturi. Glumesc, mi-ai făcut și cu pedele, mulțumesc. Mi-a scris și mie mai multă lume, a, că l-ai vrut atât de mult și acum tu ce faci cu el, că te crezi șef în relație, atunci de-am zis, spune-ți-l pe ecran, să-mi răspundă la întrebare. Mm. Eu așa sunt în orice relație, oricât de mult îl iubesc, oricât de mult țin la el, în momentul în care
simt eu că nu îmi răspunde mie la o întrebare sau orice altceva care vreau eu să văd din partea lui, eu nu calc pe orgoliu sau pe... Dar tu n-ar trebui să te iei după gura lumii, tu ar trebui să faci numai ce simți. Normal, da. Ca să fac ce simt, dar nu să nu creadă lumea că eu țin cu dinții de robe sau că, vai, Doamne, să rămân neapărat lângă el sau eu știu. Dar el ține cu dinții de tine. Când tu ai zis că, păi, mie în emisiune nu-mi pasă să fiu aici sau așa, nu știu cum ai spus, că eu mă duc acasă de... Dacă îmi vrei... place de el și vreau relații cu el, dar atâta timp cât el îmi face împotrivă, îi spun ceva ce nu-mi place sau el mă roagă să nu fac ceva și face tocmai el. Nu. Pentru el ar fi groaznic dacă tu nu ai fi în emisiune. Adică dacă ai pleca. Pentru că el a făcut așa o față gen. Și după aia, și când ai luat cecul, ai zis că nu e important că ai luat cecul, e important că ești protejată, sau că ai imunitate. Că ai imunitate, asta ai zis.